se acordă diploma omagială Sfântul Ioan Gură de Aur Preacucenicului Părinte Georgian Ciprian Tudor de la parohia Oborul Vechi, care este președintele Ligii Tineretului Ortodox, în semn de prețuire și recunoștință pentru merite deosebite în păstrarea dreptei credințe și promovarea culturii creștine. Pentru promovarea dreptei credințe și a culturii pe rețelele de socializare, trei membri ai Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi Români, filiala Sector 2, au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel diploma omagială Sfântul Ioan Gură de Aur. Distincțiile au fost înmânate de părintele protoiereu Ioan Popescu în cadrul unei activități filantropice desfășurată la cantina socială Sfânta Ana a Asociației Diaconia. Pentru o activitate deosebită desfășurată în cadrul asociației, dar mai ales pentru activitatea în spațiul virtual, în promovarea și în apărarea valorilor creștine și culturale ale bisericii noastre. A fost foarte bucuroși și fericiți pentru faptul că au primit această diplomă din partea Părintelui Patriarh și chiar foarte emoționați, și acest lucru îi motivează ca să lucreze în continuare pe altarul bisericii noastre ca membri ai organizației de tineret. Am folosit astăzi prilejul unei duble acțiuni. Este vorba de o acțiune conjugată a Ligii Tineretului Ortodox, filiala Sector 2, și Diaconia, filiala Sector 2. Și anume, Liga Tineretului Ortodox, membrii Ligii, mai ales membrele, au învățat să facă cozonaci la cantina socială a Sectorului 2, cantina Sfânta Ana. Sunt bucuros totodată pentru această diplomă pe care Preafericitul Părintele nostru, Patriarh Daniel, ne-a oferit-o pentru activitatea pe care noi am desfășurat-o în cadrul Ligii, cât și întreaga activitate pe care noi o desfășurăm și la parohie. E o bucurie sufletească totodată și sunt bucuros și în numele meu și în numele tinerilor din Liga noastră, Liga Tinerilor. Ea vine ca o încununare și ca o împlinire a activității noastre, ca o confirmare și o binecuvântare pentru noi. Diploma reprezintă o recunoștință a activităților mele. Nu mă așteptam să o primesc și de aceea sunt extraordinar de mulțumită și m-am implicat foarte mult, că diploma am primit-o la activitățile online, virtuale. Și m-am implicat foarte mult să promovez biserica. Tu, ca tânăr, dai un exemplu către ceilalți și fiind tu un exemplu, ceilalți o să te urmeze. Cei 40 de beneficiari ai cantinei sociale Sfânta Ana vor primi în aceste zile cozonacii și prăjiturile pe care voluntarii din Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi le-au pregătit astăzi pentru ei. Ne-am concentrat atenția în Crăciunul acesta, sărbătorile acestea, asupra unei activități foarte dragi. Îmbinăm utilul cu plăcutul. Noi la cantina socială Sfânta Ana nu împărțim doar mâncare. Noi împărtășim bucurie și comuniune aici. De aceea am chemat tinerii de la Biserica Icoanei, voluntari care cu mare drag au răspuns invitației de a face, pur și simplu, de a învăța cum se face un cozonac, în primul rând, să păstrăm tradițiile și să mergem mai departe, să le transmitem mai departe. Și cu această ocazie, învățând să facem cozonaci, facem cozonaci astăzi aici și împărțim și bucurie, și comuniune, și cozonaci persoanelor care beneficiază de mâncare aici la noi la cantina socială Sfânta Ana. Prin activitatea noastră de astăzi dorim să ajutăm oamenii nevoiași să se poată bucura și dânsi de bucatele specifice Crăciunului, și anume cozonacii. Liga Tineretului Creștin Ortodox, filiala Sector 2, a fost înființată la începutul acestui an și are până în prezent 300 de membri.